Piesă cu piesă se bușește și sistemul. Sistemul e întotdeauna în plină bușeală. De vină sunt beculețele virusate. Nu mai știi când să te trezești, când să-ți bei cafeaua. Apoi lucrurile se reorganizează, dacă ai răbdare. Iar faci aceleași lucruri la aceleași ore. Contactezi aceiași oameni. Dar inevitabil într-o zi îți vei da seama că ai cancer, sida. Poate cineva va băga un cartuș în capul tău gol. Poate te vei împușca singur. Poate te vei spânzura. E libertatea ta, da? Emisiunea e aproape să încheie. Numele lor sunt numele celor a căror demisie n-o cer, pentru că m-ar surprinde, pentru că ar da dovadă de onoare, pentru că ar da dovadă că sunt oameni și nu umbre, pentru că ar da dovadă că în sângele lor se află acele mărunte semne ale umanității, pentru că mi-ar demonstra că nu sunt animale moarte după putere. Numele lor sunt Gabriel Oprea, Miron Mitrea, Ilie Botoș, Adrian Năstase, Marcel Sâmpetru și nenumărate alte nume. Numele lor se adună unul lângă altul și fac o carte. Cărțile astea se așează în raft, nu sunt citite de nimeni. În fața lor venim noi și ne închinăm. Te iubesc, partid. De azi n-am să mai fac nimic. De jos nu vreau să mă ridic. Stau închis în capul meu. E ce am ales, e ce vreau eu. Am ales să nu mai cred nimic din ce mă lași să văd. Nimic din uniforma ta, din pumnii tăi, din legea ta, bătaia ta, frustrarea ta se sparg acum de fața mea. În capul tău nu sunt decât un alt proces verbal și atât. Mă urmărești, dar nu mă vezi. M-auzi, dar nu pot să mă crezi. Nu cred nici eu că armata îți dă vreun drept asupra mea. Și tot ce fac e ca să ai un alt motiv mai bun să dai un sens.